Bună dimineața tuturor, doamne, ignorați față, ignorați păr, ignorați efectiv tot, știu că arăt oribil, dar am dormit foarte adânc pentru că am fost extrem de obosită. Ieri am filmat un clip cu un cântăreț, mă rog, acum se lansează în muzică, o să aflați despre cine este vorba și am fost extrem de obosită. Iar astăzi a trebuit să mă trezesc destul de devreme pentru că urmează să plec la un concert cu Rona Riva. O să vedeți ce se va întâmpla acolo pentru că m-am hotărât să fac un vlog pentru că n-am mai filmat de mult daily vlog. În primul rând, ignorați dezordinea din cameră, dar știți cum e când pleci de undeva de acasă la un eveniment sau, nu știu, un oraș și ești foarte pe grabă, n-ai timp să mai faci ordine după aia. Și rămân toate înșirate așa pe jos, prin pat, mă rog. Da, deci ignorați, dar cam așa m-am îmbrăcat și astăzi pentru concert, plus o geacă pe care o să iau după aceea pe mine, este o geacă cu lanțuri, mă rog, o să vedeți după aia pe mine. Așa că acum vreau să mă machiez cât de repede se poate, pentru că într-un sfert de oră trebuie să plec de acasă. Părul e făcut de ieri, dar mă rog, cred că o să-l mai retușez un pic, o să mai dau un pic așa cu drotul prin el, ca să fie puțin mai și mai și de atât. Așa că ne vedem după aia, pentru că chiar nu mai am timp să vă arăt exact cum mă machiez, cum mă fac părul. Vă arăt direct rezultatul, cel mai bine. Am plecat spre concerte, avem două de ce? Bun, dragii mei, noi am plecat la drum, acum ne-am oprit la benzinărie să punem benzină și pornim spre Olt, în zona Oltului. Crâmpaia. Giuvărești și Crâmpaia, nu știu dacă am pronunțat bine, dar în fine ați înțeles voi. Cam așa m-am machiat, ceva destul de simplu, nu foarte complicat pentru că am fost foarte pe grabă. Cu rujul o să mă dau acolo, mai aproape, ca să nu mi se ia până acolo. Așa, și geaca, am zis că o să vă arăt, este aceasta cu lanțuri, este foarte tare, dar mă rog, nu se vede atât de bine aici în mașină, o să vă arăt eu într-o oglindă ceva. Rectific, mergem la Giuvărești și la Tetoiu. Mi-am făcut și două condiții între timp. Noi am ajuns în Giuvărești. Am venit la primărie să mâncăm ceva înainte de concert, pentru că cei de la primărie sunt foarte drăguți și ne primesc. Mai întâi mâncăm ceva, după care la ora 6 intrăm pe scenă. Noi am venit și în camera în care trebuie să ne schimbăm și ele deja s-au schimbat. Rona, aia este Rona aici. Și ea este Patricia, să-i dați follow, le dați follow la amândouă, Rona Riva și Zpati pe Instagram. Acum o să mă schimb și eu. Și o să vă arăt după aia cum arăt. Noi am terminat concertul, am primit și un buchet de flori de la o fetiță ce drăguță a urcat pe scenă și ne-a dat flori. Și acum plecăm spre următorul concert în... am uitat unde e. Am deschis puțin filmarea, că voiam să vă spun că tocmai ne-a oprit poliția. Avem viteză. Nu știu, eu simt că o să-i dea doar avertisment, nu cred că-i dea amendă. Revin cu un și... update. Da, revin cu un update oricum. Da, noi acum am ajuns în București. Am ajuns în București, acasă la ei. Mi-am luat mașina, m-am urcat în mașina mea și mergem spre Ploiești. Poți să te filmezi? Nu. Du-mă, că intru la muncă și... Săraca, intră la 7 la muncă și ora... Cât e ceasul? Este ora 4 dimineața și ea la 7 intră la muncă. Așa că haideți, v-am pupat. Uitați-vă voi un pic cum ajung eu acasă pe zi. Se face zi afară. Mai are un pic și de soarele, ia uitați. Bun, în sfârșit, doamne, am ajuns și eu acasă. Este ora 5 și jumătate dimineața. Da, oricum a fost o seară reușită, am avut două concerte, oamenii ne-au plăcut foarte mult. Mă scuzați dacă nu am prea multă energie, dar chiar sunt extrem de obosită, nu mai pot, nu, abia am glas să vorbesc. Da, acum o să mă duc să mănânc, să-mi iau cina sau micul dejun. Cina sau micul dejun, cum să-i spunem? Este ora 5 și jumătate dimineața, cum să-l numim? Spuneți voi în comentarii. Uitați buchetul de flori pe care l-am primit de la o fetiță, wow, ce drăguț. Da, ignorați posterele cu Iuliana Beregoi, dar nu știu ce fac la mine în portbagaj. Nu te-ai speriat? Ba, da. Că am venit acum la ora asta? Da, eu credeam că dorm. Credeai că dorm? Da. N-ai văzut că nu-i mașina în fața porții? Nu m-am uitat, puteam să jur că dorm. Păpușica mea frumoasă. Păpușă. Ești o păpușă. Păpușă frumoasă. Bun, este 7 și jumătate mai exact ceasul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți astfel de vloguri de la concerte, puteți să mai îmi cereți, pentru că o să mai fac. O să mai merg la concerte.
Așa că scrieți-mi comentarii. Nu uitați să dați un like, un comentariu, ca să vă știu și eu părerea. Nu uitați să dați și un subscribe și un share și ce mai vreți voi. Pentru că toate astea mă ajută foarte mult să cresc și chiar mi-aș dori să cresc și eu pe YouTube. Pentru că, nu știu, îmi dă satisfacție. Hai, v-am pupat și ne vedem în vlogul viitor. Oare o fi noapte bună pentru mine? Sau bună dimineața? Thank you.